Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la Oțelul Roșu. Eu nu știu, Doamne fer, nu recunosc. Asta e locul de încărcare, descărcare. Dar aici e abătută, nu știu ce era, pentru că e peronul, practic, plin de bălării și nu. Ce să fac cu video aici, nu știu cum o să fac, pentru că nu prea înțeleg nimic. Pierdem timpul. Acolo e stația și acum îi nu vreau să mă duc, poate din partea cealaltă mai fac un conjur, dar aici era o linie, sigur. Acolo era bătută, clar, nu avea ce să caute, pentru că aici iară trecere de nivel. Și acolo s-o... da, interesant. Aici s-au curățat vagoanele. Am donat bine partea asta că deja nu mai văd nimic. Numai locul unde ce putea să fie ceva. În rest, nicio linie. Linia ar fi culmea să mai găsesc ceva. Nu, nu este. Practic, wow. Însă linia asta dată e aici. Da. Bine, plin de bălării, dar mere. Am crezut că era ceva fabrică de ceva produse chimice acolo, dar nu mai știu, o să pun aici comentarii, cum chema Vociliova sau ceva de genul, stai să mă uit. Da, scuze, Voislova, aia era. Se vede că acolo se continuă linia. Asta e linia, practic, care merge spre Băuțari. Dar eu mă întorc. Între timp vă mai vorbesc. Nu prea mai este foarte mult de vorbit, pentru că am zis tot la Băuțari, dar totuși. Păi, la Băuțari a fost până în 2012, la Caransebeș. Este și ceva filmare între, cum îi zice asta, Oțelul Roșu și Oțelul Roșu Sud sau ceva de genul, mai știu. Filmare veche din 2011-2012, nu știu, chiar înainte de închidere, cred că, nu știu, dar nu. O să bag aici, cred că fiind finalia, să vedem. Și practic, nu, trecere la nivel există și partea asta oricum, cu Caransebeș și Băuțari, din 11 noiembrie 1908 și până în 2012, practic, o mers. Dar nu. Da, strada Gării, care e aia albă. Aia de acolo. Asta nu, ea s-a construit după, e practic proprietate privată împreună cu aia. E s-a construit aici. Și asta e ceva. Nu știu ce, că nu înțeleg, că nu scrie acolo ceva, dar nu înțeleg ce vrea să zice. Mă rog, și aia e destul de renovat. Și nu, cam așa e. Nu știu, asta e casă de locuit și asta e ceva magazin. Și asta era. Nu-mi dau seama sincer. Am venit și aici e, nu știu, trecere. Era trecere și atunci. N-am habar, n-am. Nu înțeleg. Pentru pietoni, poate. Și practic aici oamenii trec. Nu știu, numai linia aia e. Restul nu mai există deloc. Absolut. Absolut deloc. Partea asta intră în bălării. Groase, nu asta. Iar partea aia, nu mai zic, poate erau trei linii, dar nici o linie mai există. Deci asta e stația, fraților. Da, deci uitați aici. Numai o linie se vede, nimic altceva, absolut nimic. Da. Ceea că vedeți și aici. Atât. Nu este nimic. Și pe partea aia, numai o linie am găsit. Eu nu știu. Deci de aici, de la fosta stație feroviară de la Oțelul Roșu, a orașului Oțelul Roșu, eu mi-au rămas bun de la voi. Dați un like, share, subscribe. Abonați-vă și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace. Să fiți iubiți. De aici din Oțelul Roșu.